20 de elevi ai Școlii Populare de Artă vor aduce colindele din Transilvania în Muzeul Brucăntal, joi de la ora 12, atât pentru sibieni cât și pentru turiști. Elevii noștri de la cursul de canto popular vor merge la Palatul Brucăntal, unde vor colinda. Vor participa un număr de 20 de elevi cu vârste între 11 și 30 de ani. Vor susține așadar un recital de colinde tradiționale din Transilvania. Iar la acest spectacol vor putea asista și vizitatorii Muzeului Național Brucăntal. Școala Populară de Artă are peste 400 de elevi. Cel mai vârstnic are 77 de ani și participă la cursurile de pictură, iar cea mai solicitată secție este cea de canto. În acest an s-a dublat numărul de elevi ai claselor de canto popular, iar o noutate pentru noi la aceste cursuri au venit elevi nu doar de aici, din județul Sibiu, ci și din alte județe, precum Alba, Vâlcea, Cluj, Brașov, Mureș și Sălaj. Spre bucuria noastră, tot mai mulți copii își doresc să devină instrumentiști. Viitorii artiști s-au obișnuit deja cu scena. Anul acesta au participat la 3 festivaluri, unde munca le-a fost răsplătită cu ropote de aplauze.